Bună ziua, doamnelor și domnilor. Înainte de a începe ședința, vreau să anunțare domnului consilier Butato. Are o zi specială, 29. Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua tuturor. Constatăm că sunt întreținute condițiile legale pentru desfășurarea ședinței, datorită prezenței majoritare la numărul de procese de sală. Declară ședința deschisă. Ați avut la materiale spre studiul procesele verbale ale ședințelor din luna ianuarie și celălalt cu două extraordinare. Dacă sunt discuții pe procesele verbale, dacă nu sunt discuțiile, le supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da? Mulțumesc. Ne-am votat toate trei la pachet, dacă nu am făcut bine. Am plăcerea să predau lucrările ședinței domnului președinte. Mă rog, domnule președinte. Bună ziua, domnule consilier. Privind convocarea ședinței ordinare al Consiliului Local Comunului Comunității Vaflu pentru data 28.2.2023 la locație sale la ședința Comunului Vâlci. Primarul Comunului Vâlci primit ordinea de zi convocată Consiliul Local Vâlci în ședința ordinară. Și aș începe cu primul proiect. Primul proiect privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Ogești, județul Bacău, la Asociația de Dezvoltare Interes Comunitar Ungureni, Ogești, Bacău, ADI. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Matei Puhoci. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Vâlci în anul 2019. Proiect de hotărâre privind complementarea inventarului unor aparținând domeniul privat al Comunei Vâlci. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea scenei numărul 82 din 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal sau Bijghir, Comuna Voi, județul Bacău. Proiect numărul 7 din viață. Înainte de a spune ordinea de zi la vot, v-aș ruga, dacă aveți un telefon disponibil, să sună pe domnul, că am uitat să fac precizarea, pe domnul Iliaș Răzvan, să e online. Și are un telefon disponibil. Dacă e prins într-o activitate și o să-și spună în poziția lui de pe tot la... Da, ordinea de zi și la proiectul de hotărâre. Bună ziua, domnul consilier. Știți că am dat pe speaker. Vă rog frumos să vă spuneți... Votul dumneavoastră privitor la ordinea de zi. Vă rog un pic să fiți... Un pic din da? Și avem un proiect suplimentar pe ordinea de zi. Cum votați pe el? Sau rămâneți cu noi? Ca să la dezbateri? Da? Și votul dumneavoastră este? Da? Mulțumim frumos! Consemnăm! Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pe el? Suplimentarea ordinei de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism la nivel de OAT. Cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Deci, 1, 2, 3, 4, da, toți?
Domnul președinte, dacă permiteți, la capitolul diverse, la rubrica diverse, o să dorim să dezbatem două puncte, cred, noi de interes. Spuneți la vot ordinea de zi cu suplimentarea votului. Cine este pentru? Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Boci și domnul Cristian. Da, am primit adresă de la ADIS. În urma cărui am fost înștiințați că urmează niște modificări în statutul privind implementarea proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Dacă ar trebui să dau citire la tot ceea ce ne primiți adisul, ar însemna să stau. Dar probabil dumneavoastră în ședința pe comisie ați primit și ați analizat. E o procedură la nivel de ADIS Bacău pentru toate comunele membre în ADIS. Discuții pe marginea acestui proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunului Borcești Vechi Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Client de Borci Bacău. ADI. În Borci Bacău. Da. Inițiator primarul Sofia. Mai avem o comună care își dorește să adere la ADI Umbrie cu voci și urmează procedura de acceptare. Prin ascere. Întrebări, da, să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Oate Borș. Inițiator, primarul Victor Cristian. Doamna secretar, vă rog dumneavoastră să explicați adresele primite de la NGT. Deci avem o adresă primită de la NGT, unde ni se pune vedere să actualizăm, așa cum ați știți, și un proiect de hotărâre. În sensul că se va transforma funcția publică de secretar în funcție publică generală și să se stabilească o funcție publică de execuție de consilier a vizitii publice, care este obligatoriu să existe la fiecare mate. Și am înființat o funcție de referent la compartimentul financiar contabil. Casier, mai bine spus. Da, dar în statul de funcție este referent. Casier, da. Care se va ocupa caseria ca urmare a mutării domnului Dantes la compartimentul urban. Bine, o să rămână și dumneavoastră, dar o să mai fie o persoană motivat de faptul că o să facem colectare și în teren pentru a va veni în sprijinul cetățenilor. Discuție. Să punem la vot. Cine este pentru? Potriva, ține? Mi-abțin, ține. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Boci în anul 2022. Inițiator, Ivet Vasile, viceprimarul Comunei de Boci. Discuții, probleme? Da, domnul Consiliu. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul primar, doamna secretară, domnul președinte, stimați consilieri, colegi consilieri. Legat de acest proiect, grupul consilierului SR doresc să vină cu un amendament la acest proiect
De fapt, a fost un proiect inițial pe care l-am avut în discuție cu doamna secretar general și am ajuns la concluzia în primă fază să îl depunem ca și amendament pentru a... completarea proiectului de hotărâre. Venim completarea proiectului de hotărâre. În sensul că ne dorim să plantăm arbori de-a lungul șoselelor care țin, fac parte de, din comuna Buhoci. Recomandare ca și pom ar fi platanii cei mai... care s-au adaptat foarte ușor la solul pe care îl avem noi. Deci ca să... Păi, Buhoci, Bijghir... Buhoci, între Buhoci și Dospinești, poate... Nu, între Buhoci și Dospinești, acolo o să trebuiască să venim cu un alt proiect de timp, în care să... Ia, vă, să nu se poate. Haideți să solicit la Consiliul Județean să o facă. Da, nu se poate. Cred că înainte de toate ar fi fost mult mai oportun inițiativa noastră de a propune un proiect, de a veni cu un proiect de hotărâre, motivat de faptul că nu e simplu. Ideea că, după cum spuneți dumneavoastră, dacă mergem de-a lungul drumul unor județene, ne trebuie niște proceduri, niște... Deci, în prima fază, deci am nevoie de... Dacă discutăm de drumurile comunale, gen Buhoci, Bijghir, vreau în vedere că cu aprobarea dumneavoastră avem de implementat un proiect de atribuțiune gaz, avem proiectul de apă și canal pe aliniament, dacă se poate, în discuții, contactăm un specialist. Până la urmă, putem face și o analiză a solului, dacă se pretează la specia. Specia, așa. Dar e bine de prins, până la urmă, și în programul de gospodărie și dacă facem o șană asta, o stradă, ca și... Sau doar în singur aliniament, dacă se aliniament și dacă se pretează, până la urmă, putem extinde de viitor. Da, dar nu zic că e binevenit, totuși. Da, de-a lungul timpului a fost ploapă. Da, avem un specialist în domeniu. Și au fost tăiați toți. Au fost la maturitate. Plus că... Deci a fost chiar pe drumul județean. Eu zic ca și experiment pentru anul ăsta, n-ar fi o investiție atât încât să nu putem suporta la nivel pe un... Să poate face inițierea proiectului. Cerim avizul poliției rutiere, dacă ne dau voie și o prezentăm în consiliu. Nu prindem un program de gospodărire, e cea mai bine să o prindem. Nu ca și a mea la mea. Și după aia îl dezvoltăm. Nici sume foarte mari, nu avem un buget prinse, dar pe lângă proiectul de gospodărire, putem și amendamentul dumneavoastră, da? Da, da. Supuneți la vot amendamentul domnilor la vot. Amendamentul. Cine este pentru? Cu amendamentul. Da? 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 Și să punem la vot proiectul de hotărâre. La cum, domnul? Asta, prietene, hai să respectăm cronologia. Deci dacă am cam mâna, atunci la ce mai e? Lasă să spună, deci ce spune. Să lasă să vedem. Vedem, este vorba de informatare care o discutăm de atâția ani și nu s-a făcut, că ținem buldul ăsta degeaba. Hai, bine, la divers. La divers, dar ce strâng e bun. Văd un plan aici de informatare și altul discuție și altul de care sunt. E același plan care nu a avut fiecare duce primar. Vedere, ea mea, eu sunt de asta. Da, proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul privat al comunei Buhoci. Inițiator primar Ișor Cristian. Așa cum știți, m-ați împuternicit pentru implementarea proiectului privind stațiile de încărcare prin
fondul de mediu. Am demarat procedura, am legătura cu specialist, am identificat suprafețele, cele care de comun acord le-am stabilit în sensul că să fie în apropierea punctelor de transformare pentru a nu aduce costuri suplimentare. Și pe lângă obiectivele de stații de încărcare, mai avem și zona Uluc, adăpătoarea Uluc din satul Bijghiu, tot pe procedură de identificare coordonate și introducerea în domeniul. Dacă nu sunt discuții, trebuie să punem la vot. Cine este pentru? Deci, în mod atent. Da. Proiectul numărul 6. Proiectul hotărâri privind modificarea SCR numărul 82 din 26-10-2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare de grădiniță cu programul LAU, satul Bijghiu, comuna Goj, județul Bacău. Inițiator primarul comunii Șo Cristian. Așa cum știți, suntem pe finalizare cu grădinița din PNL 2 și am ajuns la convocarea, la reconvocarea Comisiei de Recepție și s-au mai făcut niște calcule în sensul că s-a mai completat conform legislației în vigoare cu fel de fel de lămpi intări, și dar vă stă la dispoziție. După ce a fost problema la colectiv, toate unitățile care sunt supuse reabilitării sau construirii trebuie să respecte și autorizații la incendiu. În primă fază am pornit recepția, cei de la pompieri au solicitat câteva completări, am făcut buget, am executat lucrările, acum suntem în faza din recepția și trece la lucru. Încheturi care s-au făcut atât pe partea de proiectare, cât pe obținere de avize, de verificarea proiectului și lucrările în sine. Banii respectivi, primind lucrările în sine, fac parte tot din proiectul, tot din finanțarea făcută de Ministerul Dezvoltării. Numai că am adus cifre la tot ce este real, de la început. Cât s-au cheltuit pe ridicări topul studiu, cât s-au cheltuit pe implementare, cât pe consultanță, cât pe dirigite, cât pe audit energetic și certificat energetic la sfârșitul proiectului. Valoarea totală fiind de cât? Deci am valoare totală a investiției cu tot cu TVA 1.649.480. Adică bani vechi? Așa, 16.500 de milioane. Și cu banii ăștia construiam o grădiniță din temelii. Banii care vreau să vă spun, nu știu, trebuia să știți să mai am aprobat introducerea în buget. Banii ăștia au fost vărsați către OATE și în același timp făcut plata către constructori. Deci sunt justificați. Dar orice plătinde tot ce înseamnă de la proiectare, tot. Bine, la final cu apărinte știu tot un jir mic și în sensul că după prima intenție de finalizare a recepția de finalizare, s-au constatat că mai trebuie niște lămpi, niște panouri, niște, nu știu, chestii. Lămpi de semnalizare pentru evacuare, lămpi care să reziste la funcționare, chiar dacă este oprit curentul cel puțin 3 ore pentru a se acționa. Cât s-a mărit costul? Undeva la cu proiectare, tot undeva la 30.000. 30.000 de lei? De lei. 300 de lei. Costul total de valoare ce? Construcții, montaje, 1.219.684 de lei. Încă avem în valorile care au fost stabilite inițial prin proiectul inițial. Deci toate procedurile de plată
făcute de Ministerul Dezvoltării se fac în baza unei justificări. Dumnealor o analizează, dacă consider că nu-i ceva, dacă ceva nu e clar, trimite pentru clarificări, după care pasă banii în guvern. Deci, cred că e cea mai, cum zic, complicată procedură de a recupera banii de la un finanțator. Nu m-aș pune în pielea unui constructor la ora actuală, să încep o lucrare, să fac toate, deci să fac lucrări pe banii mei în prima tranșă, după care să vin cu justificări, să mă duc către finanțatori, gen PNDR, dar se pare că toți finanțatorii funcționează în sistemul ăsta. Dumnealor verifică dacă m-am făcut obligațiile conform proiectului, conform statului și așa mai departe, după aia mă direază bani. Deci noi am trecut pe toate etapele astea, suntem pe recepție finală. Închidem, obținem autorizații de funcționare de la celelalte instituții și dăm drumul la grădinițe, că și așa stau copiii înghesuiți prin celelalte clase din școala vecină, să zicem așa. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă secretar general. Pe acest subiect pe care îl dezbatem și hotărâm dacă îl votăm sau nu, într-adevăr, domnul primar are dreptate, sunt anumite reguli, sunt anumite directive, anumite căi de urmat pentru proiecte de genul ăsta, dar noi, consilierii locali, suntem cei care dăm, prin votul nostru de astăzi, confirmăm sau infirmăm. Sau nu că confirmăm sau infirmăm. Suntem de acord sau nu cu acești bani cheltuiți, din punctul nostru de vedere. Vorbesc aici în numele consilierului USR. Sumele acestea de bani sunt exorbitant de mari pentru acest proiect. Indiferent de necesitatea lui și de grad sau de gradul lui de necesitate și de utilitate, sumele sunt foarte mari și nu se justifică. Părerea noastră. În consecință, noi nu vom susține. Mulțumesc. Să punem la vot, noi, cine este pe el? Am și o întrebare, dacă toți suntem de reabilitări și modernizări de grădinițe de școli. Vorbim de ocazie că și domnul este în aici. În ce fază suntem cu reabilitarea școlii de la Bogoci? Școala de la Bogoci am depus în luna ianuarie de 10 sau 12 ianuarie am dus ultima clarificare. Telefonic am discutat cu un domn de acolo și ne-a spus că de analiza tehnică o trecut, e trimis la aprobare juridică. Mi-a zis că în general durează 2 luni de zile aprobarea juridică a proiectului. Bun. Nu ține de noi. Având în vedere că se intre în vacanță în luna lui iunie, iulie, ne încadrăm în timp până în septembrie, când începe școala, ca să facem... Noi trebuie să urmăm o procedură. Alt subiect îl discutăm la diverse, că nu-i simplu. Și vă spun ce implic migrația de elevi și așa mai departe. De acolo, dacă vreți să discutăm la diverse, hai să ne abordăm direct la timp. Dragi, cum și o întrebare, sunt mai mulți copii la grădiniță sau la școală? Vă privat înseamnă mai mult grădinița la Bijin și școala la Bogoci, care avem încă de pe timpul ceașii, cu sobe. Păi care e? Întrebarea este cam răutăcioasă. Știi foarte bine. Dar nu e răutăcioasă, așa este. Haideți să revenim de aia. Acesta e un proiect. Implementat. Suntem la finalizare cu grădinița. Știți foarte bine, au trecut prin un gen proceduri de consiliu local. Pe când școala Bogoci, am să hai să o discutăm la diverse. Că e alt punct. Și mergem detaliat pe ce vreți dumneavoastră, pe ce informații vreți. Mi se pare corect să informăm și să fim la punct cu informații. Supuneți la urmă. Da, supuneți la urmă. Cine este pe el? Împotrivă? Doi? Împotrivă, mi se pare că am mare sumă. Abține niciunul, nu? Domnul Dăriu, pe asta. Da, mulțumim. Ai tot acolo? Da. Nu a fost. Da. Vrem o sumă mai mică. Și vrem să facem să-l am doar ceva, nu numai... Acum treceți comuna Bijdir, sat Bogoci, gata.
Că nu mai acolo sunt acolo. Discutăm un proiect care l-ați aprobat și am ajuns la finalizare. Mai avem o leacă și de așa și cu angajații primăriei, cam toți din Beșchie. Hai chiar. Da, sunt. Să trecem la punctul diverse. Sunt două cereri. O auto-utilitară, chiar dacă pare autoturism, Dacia Docker, de care ne servim, a ajuns la un nivel de uzură. Sincer, nici nu am făcut reparații care să afecteze bugetul, am ținut-o sub control. Ne-am servit și pe situații de urgență, și pe anchete sociale, și pe relații cu instituții la județ, nu numai București, Iași, proiectanți, consultanți și așa mai departe. După cum știți, am votat bugetul, am prins bani în buget pentru achiziționarea unui nou autoturism. Altceva am fost la dispoziție. Se vrea achiziția sau unui autoturism sau unui autoutilitar? Nu discutăm de autoutilitar. Am mers pe autoturism, că ne permite legea la ora actuală să achiziționăm autoturism. Înainte nu ne permitea legea să achiziționăm autoturism și în sensul ăsta am achiziționat autoturism. Era mult mai util o autoutilitar, o basculantă, ai liberat cu noi mizeria. Pe modelul autobasculant am discutat pe GAL, din care facem parte, și s-ar putea să găsim acolo o linie de finanțare, chiar am ținut aproape, noi pe primul nu mai util decât... Da. Dar acum, sincer, ne trebuie și un autoturism. De multe ori când mergeam la București, în interesul primăriei, să zic așa, mă rugam de colegi de-ai noștri, din alte comune, domnule, cântăți, ne luați și pe noi. Și m-a luat o dată de două ori, trei ori. Nu că nu puteam merge, puteam, dar e scaun. Trebuia să schimb cauciuc, mă costa mai mult decât sau să-i fac cu fel de fel de reparații, să fiu sigur pe mașina asta. Așa că am ales să mă rugat de colegi, dar m-am rugat doar de două ori. Probabil dacă am dat o să luăm și noi mașină, o să luăm și ei din noi. La titlu informativ, pentru că n-am vorbit cu Vasilic la Ungurie, cu primarul. El, toate utilajele care le-au cumpărat la primărie, la Ungureni, le-au luat din bugetul primăriei, sunt toate second hand, toate vechi, și autoglede, și basculă, și un camion, și tractor, și... Parcă o societate comercială are viitoare. Nu știu și nici nu știu ce e pe sens. Noi discutăm de zona nu, adică de linie, să relief și ne adaptăm. Să ne informăm cum o procedat, ca să procedăm și noi dacă avem posibilitatea. Că dacă am luat un greder minim, nu mijlociu, nu mare, ne-am putea face toate lucrările pe toate drumuri. Nu am luat mai apelor la societatea aia, la firma aia. Dacă ar fi posibilitate să achiziționeze second hand. Că alea toate second hand, nu sunt mai niciun. Da, dar tu fac un raport intervenție pe costuri servant, carburant, service la ele, nu știu dacă nu cumva cred că ajung la jumate să-mi facă serviciu altcineva și nu mai stau încărcate pe ele. Mai ales fiind și servaciul. Nu trebuie pentru fiecare utilaj în parte, că nu lucrează toate odată. Cel care lucrează pe bunul poate să lucreze și pe drepte sau pe basculă, că nu lucrează toate odată. Haideți să trecem da. La autoturism. Dacă mergem în partea de la altă, să fost discuții și pe mașini de pompieri și conform legii implică mult, mult mai mult. Da. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm ideea achiziției unei mașini care să ofere facilități de transport și de... Dar susțin totodată și ce a spus colegul consilier, domnul consilierul Mirel Stoian, și ce a spus colegul consilier de la PSD, Ionuț. Aveți și dumneavoastră puțin
dreptate acolo, dar sunt de acord cu un singur lucru. Sau eu aș pleda pentru un lucru. Ce în mână nu-i minciună. Dacă avem acum posibilitatea să cumpărăm ceva, să cumpărăm ceva care să aibă o arie mai largă de utilitate. Despre operarea acestui utilaj, cum a spus colegul nostru, există posibilitatea de a folosi un om. Dacă va mai fi necesar să mai angajeze primăria încă un om, toate de la Vierz, găsiți prea o soluție acolo, dar cu siguranță banii pe care îi cheltuiește primăria actualmente cu dezăpreziri de comandări și așa mai departe, folosind terți, firme care îi fac aceste servicii, costă mai mult decât posibilitatea de a oferi șansa unui cetățean din comuna Buboci să primească un salariu în schimbul muncii prestate, ca operator de utilaj sau altceva. Deci, până să vină banii prin acel val, care sunt doar așa, niște, de la asta a spus o posibilitate, că e posibil să vă încadrați acolo. Dar dacă avem, până vin acei bani, hai să facem acum cu banii pe care îi avem, ceva util. Și nu doar o mașină să se plimbe cineva de la Bogoș la Tamar sau la viceversa. Să luăm ceva de utilitate largă. Vorba cu un moț și o auto-utilitară, vascul, care se poate fi folosită în o are mai largă de interes. Autobasculanta la București. Noi discutăm de un auto. Dacă o să fie posibilități și o să avem finanțare, o să mergem și pe celălalt tip solicitări de-al noastră. Fie autogrederi, fie nu știu ce. Dar, pe gal, deja discuția e înaintată. Sunt mașini cu utilitate multiplă. Care chiar puteți merge și la București. Nu e nicio problemă. Chestia cu galul nu este o supoziție. Deja sunt făcuți, îți dați bani, se face ghiș pe Mărcescu. În funcție de cum aduc bănuții, noi deja avem pregătit niște caracteristici a unei mașini. Da, explicați-ne în concret. La ce mașină v-ați gândit dumneavoastră? Luăm camionetă. Ce model de mașină? Nu model. Doar trebuie să cumperi niște caracteristici, nu cumperi model. Poți să fii licitați. Haideți să fim cadrezi și finanțare. Nu, să ne cadrezi și finanțare. Deci finanțarea e limitată, e plafonată. Nu credeți că... Un Dacia Duster. Nu. Un autocamion, camion cel cum spun. De ce vorbim acum? Vorbim de autoturism? Sau de camionetă? Camionetă. Nu poate să fii Dacia. Păi nu poate fi Dacia, dar poate fi un Ibeco, un Citroen, un Renault. Noi luăm niște caracteristici, 3,5 tone ca să poată fi condus cu Beo, trebuie să aibă cel puțin 3 locuri, trebuie să fie basculabil pe toate părțile. Ar fi ideal dacă ați găsi eu cu 7 locuri, ca să se ducă și oamenii din Dacia Brez. Încercăm. Referit la un model Dacia, să ne cadrăm, dar asta înseamnă că după ce facem hârtire, după ce obținem avizul de la mediu, durează 6 luni de zile. Știți acum procedeul cu mașina, conductoarele, cu tot, cu asta. Dacia 4x4 să putem să mai folosim și la situații de urgență când... Am mers pe autoturism și vă spun sincer de ce am mers. Știți foarte bine să plătești rovineta unei autoutilitare, să plătești rovineta unui autoturism. Și nu numai asta, sunt multe care... Haideți să fim serioși. Dar cu autoutilitarea mă spun și nu plătim rovineta. La Boci nu, dar este convențional. Nu chiar sunteți hotărâți să mergeți cu de data la basculanta la București ca să... Nu, eu o să merg tot cu două căruri, vă spun. Hai, vezi, la asta se duce. Ambreia. Consumeți produse care... Mai e? E ceva să țară mai bine din motorină. Domnul Mocan. Stimați colegi, am să mă adresez în speță domnului viceprimar. Să ia măsuri cu balustrada aia
de la părâul ce vine de la Vișghir, de la porcării, într-un cărb pentru că știi, nu s-a diverse. Diverse, nu suntem în diverse. Hai să punem la vot proiectul. Cine este pe el? Am să-l adresez domnul vicelui primar să ia măsuri cu acea balustradă care este distrusă și să nu se întâmple o minune. A făcut-o. Balustradă care? Nu e adevărat. Vedeți balustradă? Trebuie să se adreseze. Știi, foarte bine. Da, foarte bine. Altă problemă pe care... tot la dumneavoastră vreau să mă adresez. Vin cu o rugăminte. Cei care au distribuit acel antiderapant pe bale, au distribuit în cantități cum s-a distribuit. La ora actuală nu se poate circula cu mașina, întrucât acele petricele sar. Lovește copii, lovește elevi și oamenii care trec se feresc. Am sesizat și eu, zic, ce se întâmplă? Și un copil mi-a spus astăzi, zice, doamne, sar pietricele. Ar fi foarte bine, foarte bine, într-o zi, ați, și totul ați să piatra aia de pe stradă. Este la... Știți care s-a mai spus-o și când erai viceprimar? Eu am mai spus-o de mai multe ori. Deci, balăstrările nu se fac cu sorb. Avem în vedere. Haideți să terminăm sezonul de iarnă, că s-a mai anunțat zăpier. Să dea Dumnezeu să ningă. Da. După ce terminăm sezonul de iarnă, o să facem achiziția la o mașină de să-i termină pe toate zonele asfaltate, că acolo există problema care vrea să... Asta vreau să zic pentru că copiii mei, domne, dar sare piatră, uci, sare piatră. Ar fi mult mai util decât altele, care nu... Da, e binevenit. Care iau salar și nu fac treabă. Odubiștean. Nu avem pierimuțe din aia, că... Și luați uite o periuță manuală, duci așa. De 6 luni. Pierimuțe din tine. Iată, să-ți dau cuvântul. Are cuvântul domnului Odubiștean. În ce stadiu sunteți cu camerele? Sâmbătă spre duminică noapte s-a sustras tot cablul de telefonie dintre voci și vocea. Ei, eu știu de am trecut s-a sustras. Nu, am doar s-a sustras. A doua oară, săptămâna trecută. Sâmbătă, azi, sâmbătă. Deci am făcut proiectul, deci cer un aviz. Cei care au făcut proiectul ăsta nu trebuie aviz de la poliție. Eu totuși insist și la poliție să duc un dosar să-l analizeze. Urmează ulterior să facem licitația și să se implementăm. Trebuie avizul și apoi. Deci nu s-a furat proiectul, investiția noastră. Așa, dar noi ne-am furat proiectul. Ați venit cu o comentare la cea cu colegul nostru. Ați urgenit din treaba. Da. Dacă erau montate acele sisteme de supraveghere, măcar știam cine și cum le-a furat. Dacă erau... Deja oamenii suferi că au rămas fără internet, fără televiziune. Nu era pe extravilan, era pe intravilan. Așa nu-i montăm prin câmp. Stai liniștit. Dar la intrări și ieșiri se mă... Dar nu solicita nimeni să ne ia... Îl pune la dispoziție camerele care bată în loc și... Avem caz în care le-am pus la dispoziție și s-a depistat fărtașii. Momentan, aici, eu cred că e din competența poliției, dacă sunt sesizați. Că nici ei nu o să intervină dacă nu... Administratorul instalației este Rom Telecom. Noi pentru un aviz la Rom Telecom trebuie să ajungem pe la Botoșan și stăm două săptămâni, trei săptămâni. Eu înțeleg care e motivația. Așa că noi am înțeles. Noi ne-am referit în sensul... S-ar vedea, dacă ar veni cineva de la poliție, s-ar vedea pe camera primării. Dacă a trecut cineva cu mașină, cu cablă, nu a stat el să-l înfășoare. Trece cu dubl. Dacă ar fi fost instalate la intrări și ieșiri, este foarte simplu, logic. A ieșit mașina X, n-a ajuns la punctul celălalt,
A stat o perioadă de timp undeva, nu? Că nu trebuie să punem domnul primar în câmp. Nu zice nimeni. În puncte strategice, ca să ne putem da seama cine și ce a făcut. Și câte o stat. A intrat, de exemplu, aseară în loc. După, dau un exemplu, nu? A ieșit din Buhoci. N-am mai ajuns la Buhoceanu. Da? Deci e posibil ca acea dubă să fi fost cea care a tăiat capul la... Da, totul se poate, da. Dacă Păgubașul nu a spus nimic, n-am fost înștiințat, da, poliția nu știu... Noi v-am rugat să mărim ritmul instalării proiect de supraveghere, a camerilor de supraveghere. Se lucrează, dar nu putem să-l etapă. Vă dați seama că nimeni nu dorește să sară etapă pentru a fi după aia chemat să ne-a subsemnat. Da, dar ca să nu întâlnim, știți ce... Știți foarte bine că... Știți foarte bine. Știu ceea ce spun, că sunt cetățeni din comună care și-au montat camere pentru proprietăți și le-au direcționat cumva în zona publică și au avut probleme cu poliția. De ce să nu fim noi în regulă să avem un punct de vedere a celor de la poliție? Haideți să... Zic să nu fim în regulă, să nu fim înțeleși greșit. Nimeni de aici, de la majoritatea noastră, nu se facă cineva ilegalități. Nu. Da. A trebuit doar să mări din multe implementate... Da, domnul Ghiță, că acum te-am văzut până acum nu te vedea. Stau de o jumătate de oară cu ce trebuie. Doar vorbeam de ședințele care au fost... Nu intervenim asupra iluminatului. Una din facilități care sunt provocate este și iluminatul ăsta, că e luat. Chiar nu găsim o sursă așa, să mai reducem din ceva care știu sigur că sunt niște costuri. Sunt niște costuri de undeva. Și să lăsăm iluminatul, doamne, că trebuie să nu plece ceva. Nu mai târziu. Încă să ai să cronologia probleme. Deci noi anul trecut am aprobat taxele și impozitele pe Comuna Buhoci. De comun acord am ajuns la o înțelegere să nu mărim taxele cetățenilor. Corect, da? Da. Nu s-a mărit, da? Între timp a venit criza asta cu energia. Nu am anticipat. Sincer, nu am anticipat. Am anticipat nimic. Mai mult decât atât, noi eram în perioada, al luna trecută vorbind, de expirare a contractului cu E.ON. Dumnealor au venit la noi pentru un reprezentant, am analizat situația, și au cumva costurile plafonate la consum. Dacă noi depășim cumva un consum, intrăm în altă zonă de și sărim, cred că, dublu costului decât... Și am ajuns cumva să facem o economie. Cât e vorba de 10? Deci, să facem o economie față de anul trecut de 12 MW. Ca să mergem pe prețul cel mai scăzut. Mie, sincer, îmi pare rău, dar motivația asta că vine Oțu și fură noaptea... Haideți, poate, momentan, avem criza asta, poate trecem de ea. Păi, eu îmi pun problema, eu nu pun. Dom'le, am făcut investiții, am adus un iluminat, să zicem, modern în comună și acum nu putem beneficia. Vreau să vă aduc la conștiință că am colegi primari care au asistat din tot iluminatul public. Da? Noi am zis că mergem pe zonele de încărcare, în sensul în care avem navetiști, vin, pleacă și totuși, nu știu. Discutam din zona, la cât se diferă consumul, costul, din zona stației, luna, foarte bine. Am înțeles că vedeți separat. Acum am lucrat la modelul ăsta de contract, să le ducem cumva separat, pentru a nu încărca factura, să depășim plafonul. Suntem cumva... Dacă le ducem un pic de acolo, poate e iluminat, poate să fie iluminat. Nu știu, dar trebuie Să și avem acele radiatoare stabilite prin proiect, bineînțeles că nu sunt puse alea după cum vrea și cine
Da, dar sunt sigur că nu mă refer la alea. Deci alea consumă. Mai avem transformatorul care înregistrează pierderi, că așa ei normativ, cei de la EON. Toate transformatoarele sunt înregistrate cu pierderi. Chiar dacă el e modern așa. Nu sunt primii nici ultimi. Mai sunt probele astea care de desmorțire, să zicem, sau de uzură a porbelor. Care de faci etapizat. Nu, asta depinde de... Și nu vorbesc numai de stațiile, vorbesc și de spaurile de pe traseu. E mai bun în funcțiune, că dacă îl lăsăm așa... Da. Da, mai sunt și acolo. Nu știu dacă îl acoperi... Acolo. Domnul președinte, poți să faci? Da, domnule, hai. Vreau să nu uităm între lungim inutil. Am patru puncte de discutat, le pun pe scurt. Încep cu cele mai importante. Oamenii au început să sune, iar și pe mine, și alți colegi consilieri, bănuiesc, datorită lipsei apei din fântâni, cu preponderență din Dospinești, iar și din Bucocel. Oamenii mă rugau să vin să expun problema asta, în ideea că poate primăria să ducă înapoi acele cuburi pe care le instalaseră anul trecut, cu apă menajeră sau potabilă, cum considerați că este de utilitate, dar măcar menajeră să asigurăm oamenilor, pentru că efectiv nu mai au apă nici pentru dumnealor, pentru spălat, nici pentru animale. Dacă se poate, v-aș ruga să găsiți o soluție pe orice sistem care vă permite, vă facilitează ducerea cuburilor înapoi și să le montăm iar acolo și să aibă oamenii apă, măcar menajeră. Asta este unul. Pot să nu pierdem ideea, să venim cu justificări la cele solicitate dumneavoastră. Noi știți foarte bine că am avut o inițiativă de genul ăsta și am făcut-o pe lege, în sensul că am convocat CLSU, am făcut demersuri către județ, cei de la județ ne-au trimis o comisie de suport tehnic, dacă nu mă înșel, formată din specialiști de la toate instituțiile. Și când vorbesc de toate instituțiile, vă dați seama, inclusiv RomTelecom, inclusiv Mediu, inclusiv Arte Române, și toți au venit, ne-am întâlnit la această masă, nu mai încercat. Și domnule, până la proba contrarie, vrem să facem o verificare în teren. Și ce credeți? Am făcut verificare în teren. Nu știu, era domnul Bici. Da, da. Spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat. S-a găsit acum fântâni, domnule. Și le-am făcut de râs. Domnul. Deci nu într-atâta încât trebuia, dar s-a găsit. Bineînțeles că apa nu e potabilă. Acolo putem interveni pe apă potabilă, cumva. Dar ca să ducem cuburile, să stea sub gheță și cineva care așa s-a nimerit distanța, să-i fie în poartă acolo și să-i fie comod să ducă să ia din ăla. Domnule primar, eu vă spun prin ce am trecut. Dumneavoastră o analizați, o verificați prin personalul de specialitate pe care îl aveți și luați decizii. Dar dorința oamenilor nu este una care a venit așa pentru că dumnealor le-a convenit să vă pună la treabă. Este evident necesarul de apă. Da, acum ne ducem iar în zona aia gri. Aș ruga. Dacă puneați în funcțiune sistemul de apă și canalizare, nu ajungeam iar. Am văzut niște comentarii, răutăcioase pe Facebook, dar nu vreau să mă cobor în suntem la ședința de consiliu local. Nu vreau să mă cobor în zona aia. De acolo ați plecat. Bun, treceți la punctul. Am dorit să vorbim de Facebook, vorbim de Facebook. Vorbesc că dumneavoastră aveți vreo 10 pagini. Domnul președinte, n-am terminat, da? Așa. Nu vreau să vedem punctul ăsta la punctul dumneavoastră. Haideți să fim mai practic, vă rog frumos, domnule primar. Deci, asta este un subiect, l-am închis. Aveți toate pârghile la dispoziție să rezolvați această problemă sau nu. Asta depinde de dumneavoastră. Am încheiat trecută. Doi, cunoaștem cu toții, cu regret și cu îngrijorare ce se întâmplă în Ucraina. Eu, chiar dacă sunt un om care empatizează cu problemele acelor oameni, am acționat în mine personal, dar nu este suficient. Și nici nu am puterea necesară de a ajuta pe cât mi-ar fi sufletul de bine intenționat. În consecință, aș avea o propunere către Primăria Bucovina și Consiliul Local să folosim
niște spații. Eu m-am gândit la cele două școli din Buhocel și din Bucureni. Conform ordonanței 23 de data de 7, am deja am procedat și am organizat și am și anunțat. Și am și anunțat pe site-ul primăriei procedura de colectare conform ordonanței care hotărârii din ordonanță. Eu mă gândeam să fiu oferit în cazare, pe termen scurt, dacă se poate. Am anunțat. Cine își dorește ne contactează, da? Deci aveți un cam foarte bine. Este foarte bine dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, cunoscând cum are dragul, o să facem tot ce ne stăm putem. Noi am făcut cunoscut bactorului cu spații de pe care am fi disponibili. Spații de cazare nu avem. Noi am făcut cu oameni cunoscut că avem școli dezafectate care pot fi organizate. Da, asta deci, Deci atât mai mult de atât putem noi. Noi ca și primărie nu avem spațiu. Dacă un cetățean oricare vine cu o solicitare, vine la noi și noi o transmitem mai departe și o punem la dispoziție. Ok. Bine, aici da? putem deci aici... lucra dacă intenția este pozitivă din partea fiecăruia. Deci, putem lucra să ajutăm la cei bani. Deja s-au făcut pași în sensul. Da, mulțumesc. Aici e o chestie care mă privește în calitate de cetățean. Și e ultimul punct, în care aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră primar și pe doamna secretar. În calitate de cetățean am făcut o cerere în care eu aveam nevoie de la primărie de să-mi eliberez la diveriță PUG, conform unui PAD, făcut de un cadastrist licențiat. De pe data de 16 am făcut-o și încă nu s-a pus la, nu mi s-a pus la dispoziție, nu este o problemă, respectăm toți pașii corecți. Aș întreba pe doamna secretar care sunt criteriile de urmat și care sunt pașii pentru ca o astfel de adeverință PUC, care e eliberată nu numai cetățeanului Claudiu Timu, ci și celorlalți cetățeni la cerere, care sunt pașii și care sunt criteriile de eliberare a unei adeverințe PUC de către primăria Bucureți. Da, dumneavoastră ați făcut o solicitare către primarul Comunului Borș. Da. Primarul Comunului Borș a analizat împreună compartimentele de specialitate și v-am cerut niște clarificări la solicitarea noastră. Le-a spus la dispoziție? Da. Nu le-a spus pe toate. Mi-a cerut actul de proprietate, asta am pus. V-am mai trimis o... N-am primit altceva. Chiar dumneavoastră a solicitat. Voi. Și de altceva? Exact asta am spus și în solicitare. Dacă mai solicitat și alte documente de clarificare, să puneți la dispoziție. M-am pus la dispoziție. Lucrăm numai prin corespondență, că așa e corect. Așa este. Așa ați folosit, aceeași metodă și cu ceilalți concetățeni de noștri? Înaintea mea sau doar cum e? Care au solicitat și au venit cu documente de clarificare? Pe aici sunt colegii dumneavoastră, consilieri, care sunt cetățeni ai comunei. Păi da, domnilor consilieri, când ați avut nevoie de adeverință, cum? Sau așa, așa ați procedat și cu dumneavoastră? Dacă vreți să dezvoltăm ideea, E o idee, îmi pune doamna secretară la dispoziție care sunt pașii, urmați, ca să știm cine, să învăț. În primul și în primul rând, domnul Iftimie, bine, asta fac o paranteză, nu este atributul Consiliului Local. Dacă vreți să facem discuția despre cererea dumneavoastră publică, o facem când avem nimic de spus. Așa e, da. În primul și în primul rând, ca și consilier local și cetățean consilier local, deci cred că știți foarte bine că solicitarea se depune în scris. În primul și în primul rând, da? Deci când sun și să pun la dispoziție, nu e elegant. Nu le-am făcut în scris, doamna. Deci dumneavoastră te-a sunat pe cineva. Deci dumneavoastră nu știți procedurile din legislație. Păi, tocmai dacă vreau să-mi le spuneți. Există legea circuitului documentelor în instituție, care se învață și la facultate în anul 2, dacă mi-aduc aminte, eu bine, toate că trebuie ceva vreme, care spune că nicio hârtie document nu se dă direct spre rezolvare soluționare funcționarului public, da? Deci ajunge la registratură, apoi conducătorul instituției își pune rezoluția pe acea solicitare și își urmează pașii firești în compartiment, da? Da, de acord. Este circuitul unui document. Exact, așa s-a întâmplat și cu solicitarea dumneavoastră. Deci din solicitare telefonică am făcut solicitare scrisă. Am sunat eu pe cineva? Deci din solicitare scrisă, am făcut o solicitare scrisă și
Doamna secretar, exact cum a spus doamna secretar, vreți să dăm detalii în public? Deci după care a fost, n-ați venit cu document justificativ, actul de vânzare, cumpărare, cu cer 1, când ați dobândit terenul, adică cu construcție. Prin nou PAD. Așa. Care ați venit acum, ați venit cu ce 4? Au mai ajuns, au mai crescut 3 ce-uri acolo, 3 construcții, 3 clădiri. S-au finalizat în 2016. Și noi am cerut clarificări să ne aduceți documente justificative care stau la baza construirii celor 3 clădiri. Păi dumneavoastră trebuie să le aduceți. Păi ce doriți? O să primiți acasă, domnul Fimie. Deci pe asta e la discuția, ca să o înțeleagă și colegii.